Pare spectaculoasă în largul Mării Negre. Polițiștii de frontieră au reușit să scape de la NEC doi marinari care s-au aventurat cu ambarcațiunea în larg. Iulia Stanciu are mai multe informații. Iulia, cum s-a întâmplat totul? Bună ziua, marinarii ieșiseră pe mare să se relaxeze. S-au îndepărtat de plajă la o milă, adică la aproximativ 2 km. La un moment dat, un val i-a izbit, barca s-a înclinat și a luat apă. Au avut noroc că au fost observați de camerele sistemului poliției de frontieră. Imediat în larg s-a dat alarma și marinarii au fost salvați. De asemenea, polițiștii de frontieră au reușit să recupereze și barca în care se aflau aceștia. Oana? Mulțumesc pentru informații, Iulia.